Toată inspirația am fost că l-am postat în preajma Crăciunului. Cred că 20 sau 21 decembrie. Felul acesta este folosit pentru Marea Trecere. Bătrânele îl foloseau, bătrânele care așteptau moartea senine și care model intră în categoria modelelor pentru ile descântate, dar la fel cu roșu și negru. Un model pe care foarte frumos l-a prezentat și l-a prezentat chiar pe larg marele profesor Nicolae Simache. Prin anii 60 a avut un studiu dedicat strict acestui model și anume Trecătoarea Mare. Dar în afară de Trecătoarea Mare mai există și Trecătoarea Mică. Iată acest model pe această ie. Este un model pe care îl foloseau fetele care urmau să se mărite, Trecătoarea Mică, trece de la fata nemăritată la femeia care se va mărita. Este ea pe care o poartă la horă înainte de a avea nunta, înainte de a, deveni femeie măritată. În cazul de față avem de a face cu un model valabil pentru o ie descântată, dar nu cu toate componentele necesare. În primul rând că lipsesc cele două rânduri pe spate. În al doilea rând, în loc de patru rânduri pe piept, apar doar trei rânduri și, într-adevăr, sunt cele trei rânduri pe mâneci. Dacă ar fi fost și cele două rânduri pe spate, dacă s-ar mai fi adăugat un rând, dacă la alticioară, aceasta este alticioară, un petec mic care face legătura între mânecă, piept și spate, se adăuga o cruciuliță, crucea de regulă realizată cu roșu, iar pe cealaltă alticioară, straja, care înseamnă o talpă compusă din 5 musculițe, la care se adaugă ceva asemănător coloanei infinitului cu 7 musculițe, clar, atunci aveam de a face cu o ie descântată de breasă. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Dacă vă uitați la toate iile acestea, au ceva comun. Iile din Muntenia sunt fără de sfârșit. Nu seamănă cu cele din Oltenia. Pentru că iile din Oltenia au o garnitură în partea de jos, au un model și pe orizontală. Dar depinde, cum să muncească, să lucreze în echipă, cum să pregătească un film documentar și mai învață ceva din ceea ce nici măcar nu este acest și doar totul. Mulțumim tare mult, domnilor. Iată că am pășit așa în atmosfera de sărbătoare. Anul acesta vom dedica 10 zile că mă și coachiță, începând de astăzi și până pe data de 24 iunie, când celebrăm ziua universală a ei și vă invităm la Conacul Bucureanu pentru partea a doua a proiectului nostru. Mulțumim tare! Mulțumim domnilor! Ziua Universală a ei se sărbătorește pe 24 iunie, însă anul acesta, la an aniversar, la 10 ani de când Ia Românească are o zi dedicată ei, am creat 10 pentru Ie, un concept unic dedicat ei, care își dorește ca pe o perioadă de 10 zile Ia să fie în centrul atenției prin acțiuni zilnice de promovare a acesteia. Ateliere de creație pentru copii, filme documentare, cluburi de lectură, apariții mediatice, toate la nivel județean, la Breaza și simultan la Ploiești, prin intermediul Centrului Județean de Cultură Prahova, căruia îi mulțumim pentru că ne este alături încă de la început. Mulțumim și domnului director care este prezent în public, domnul Claudiu Dosaru. Acest eveniment este practic lansarea acestei sărbători de 10 zile, care se va încheia în 24 iunie, chiar 25 iunie, dacă ar fi să ne raportăm la toate acțiunile inedite care se întâmplă la Breaza.
Bine ați venit la Breaza, eu sunt Ștefania Ungureanu și astăzi, alături de bunele mele prietene, vom călători în timp alături de dumneavoastră pentru a descoperi frânturi din istoria și tradiția cusăturilor de Breaza. În anul 1926, Regina Maria vizita orașul nostru. Atunci, brezencele au creat modelul Floarea Reginei, model pe care astăzi Anda îl poartă cu foarte mare mândrie, după cum puteți observa pe ea sa. Regina Maria a admirat tradițiile românești, viața oamenilor de la țară și portul popular, făcându-le cunoscute în lume prin poveștile sale. Astăzi, împreună, vom continua această poveste și nu pot decât să vă fiu recunoscătoare pentru că ne sunteți astăzi alături. Mulțumesc! Ce de vestimentație ne conferă nouă, dacă vreți, identitate culturală, spunem acum, deși era strămoașa ei, este identitate etnică. Suntem, din acest punct de vedere, poate continuatorii a ceea ce Dimitrie Cantemir, în celebra sa lucrare Descrierea Moldovei, spunea că cei ce nu-și mai cinstesc portul și vorba, trebuie osândiți. Deci, în consecință, noi suntem demni de această zicere a lui Dimitrie Cantemir și am fost de-a lungul veacurilor, să spunem, purtătorii de mesaj la nivel de comunități care alcătuiau poporul, dar în egală măsură ajungem, cel puțin după 1867 și instituirea, să spun ghilimele deocamdată, la începuturi a regalității românești, prin venirea în România a lui Carol I și a soției sale Elisabeta, devenim, dacă vreți, prin acest veșmânt pe care ei îl adoptă la prima expoziție care se organizează la Paris pentru a demonstra diversitatea culturală a popoarelor, dar în același timp a demonstra ceea ce spunem întotdeauna, unitate prin diversitate. Unitate că suntem toți oameni, oameni ai vremii pe care o trăim, dar diversitate pentru că prin origini, prin izvoare, aparținem unor teritorii și unor probleme de geneză, dacă vreți, care ne definesc în mod particular. Acolo s-a hotărât, bineînțeles, ei ca exponenți, de fapt, nu ai poporului nostru, ci veniți în acest perimetru, să continue un filon extrem de important de gândire, care se instituie odată cu 1848, știți cu toții, cu revoluțiile, care exaltă sentimentul de identitate națională pe plan mondial, de unde se întorc tinerii noștri școliți la Berlin și la Paris pentru a sădi în societatea românească acest sâmbure de progres și acest sâmbure de demnitate care se naște din conștientizarea identității proprii. În foarte multe cercuri de intelectuali se naște această dorință de a demonstra cine este poporul român. Din punctul ăsta de vedere, elitele României, fie că erau intelectuali, fie că erau boieri, adoptă această haină a poporului pe care o transferă în plan, dacă vreți, elitist, pentru a putea să reprezinte poporul. Și iată cum și regalitatea îmbracă haina poporului pe care îl conduce, tocmai pentru a putea demonstra că sunt apartenenți ai acestei regiuni, a acestor principate deocamdată la început sub Carol și Elisabeta, pentru a putea demonstra mai mult decât atât că suntem o națiune demnă de luat în seamă. S-au luptat pentru ideea de națiune a românilor și au reușit prin expozițiile universale să demonstreze această coeziune, această unitate sub standardul cămășii și costumului românesc, feminin.
E adevărat că a mai fost alături de acest element încă unul la fel de reprezentativ, care sunt scoarțele românești. De asemenea, ne-am străduit împreună cu colectivul de la Comisia Națională de Patrimoniu Imaterial din Ministerul Culturii, ca specialiști, să punem în acest patrimoniu al umanității și tehnicile scoarței. Iată că deci dialoghează cele două elemente care la începuturi 1867 regalitatea a considerat că sunt emblemele poporului român. Mai departe, Elisabeta în 1881 se prezintă la Viena într-un costum superb, de asta dată nu de brază, ci de mușcel, cu celebra fotă albă, și așa intră în conștiința oamenilor, dacă vreți, piesa de costum, fota de mușcel, de culoare albă. Până atunci știm cu toții că sărbătoritele tinerele foloseau roșul, care este culoarea vitalității, a sângelui, a tinereții fără bătrânețe, și iată că deci se instituie și această cromatică ca expresie, dacă vreți, a nobleții, a acestui rang superior. Se poate spune că înaintea reginei Maria terenul a fost pregătit de Elisabeta. Ea este aceea care împreună cu o serie de domnițe românce, de personaje care aparțin familiilor moldovenești și muntenești, boierești, ajung să creeze pe lângă Conace atelierele de lucru pentru a putea multiplica aceste piese de vestimentație pe care doamnele trebuiau să le poarte din suita reginei la toate recepțiile și la toate evenimentele naționale. Se petrece însă un fenomen care, exact ca și povestea cu fota albă, a avut loc la un moment dat în această dorință de a impune și calitatea princiară, dacă vreți, a costumului, și anume, încet să se schimbe calitățile de materiale. Și atunci pânza aceea de cânepă și de in este înlocuită cu pânza de bumbac. Pânza de bumbac, dar nu orice fel de bumbac. Acel batist oriental care are transparențe cu totul speciale. Se aduc pentru brodat firele de mătase și avem o perioadă care înseamnă, să spunem, anii 20, 1910-1920, e perioada reginei Elisabeta, când apare celebra culoare vișinie, roșie sau roșie ca sângele, roșie ca cireașa, pe care o vedeți în toată vestimentația și este un marker de datare această mătase în Muntenia, în Oltenia, și Muntenia de sub munte și Muntenia de câmpie. Iată că deci aceste materiale vin să ne vorbească de dorința aceasta de modernizare și de înnobilare a costumului, care își păstrează croiul, care își păstrează compozițiile și pe care mânecile, cămășii pun în valoare, dacă vreți, toată creativitatea. Mâna de lucru din aceste ateliere erau țărâncile noastre. Și de aceea o să vedeți un lucru foarte interesant, că ele, cele ce coseau pentru atelierele legale, pentru regalitate și pentru domnițe, aceste piese, ajung să le coasă și pentru ele, pe piesele lor de sărbătoare și de nuntă. Așa avem și în momentul de față colecțiile muzeelor dețin asemenea comparații, o serie de compoziții care le regăsim ca piese aparținând atelierelor regale, mai ales complexului condus de doamna Cornescu, Furnica, care era un mare, mare sistem de cooperație, să-l numesc astfel, care în compartimentul de arte și meserii, în secțiunea de comerț, se bucura de sprijinul regalității și al guvernului însă, oferind femeilor, dacă vreți, o sursă de venit în plus și în același timp de independență. Regina Maria vine să continue această dorință de a dezvolta prin haina poporului, prin costumul popular, tot ceea ce înseamnă identitate locală. Regina Maria ajunge, știți, ați auzit, desena, picta, cânta, ajunge să creeze celebra combinație, dacă vreți, cu crinul regal.
Și avem ia cu crinul regal în patrimoniul Muzeului Național al Satului din București, care este de astă dată concepută de Regina Maria, dar piesa noastră vine din Oltenia. Iată-te cum aceste ateliere, cum a fost și la Breaza, devin, dacă vreți, pulsul unei națiuni, devin din acest punct de vedere, dacă vreți, focare de iradiere culturală pe un domeniu care nu se depreciază. Acest costum rămâne o emblemă identitară pentru noi toți, iar revirimentul care s-a petrecut după 90, inclusiv la acest nivel, este datorat conștiinței identitare pe care oamenii o au, mai ales cei care au plecat departe și s-au văzut acolo neantizați și globalizați și standardizați, motiv pentru care trebuiau să aibă și ei un moment numai al lor, un moment care însemnau și zilele comunităților respective din alte state, dar doreau să fie ei înșiși atunci când mergeau pe stradă. În momentul în care au adoptat piesele costumului, vreau să vă spun că toată lumea întoarce capul. Simțim și noi în zi de azi că atunci când apărăm pe stradă, la un concert, oriunde ne ducem, în asemenea vestimentație. Eu plădesc pentru o vestimentație completă însă și îmi pare rău să spun că nu e suficientă ea în patrimoniul umanității a intrat cămașa. Niciodată femeia n-a purtat o bucățică, ci a purtat întregul. Din acest punct de vedere, a prezenta întregul înseamnă, dacă vreți, a te întâlni cu tot neamul tău de dinainte și a spune celor prezenți cine ești, de unde vii și cam care ți este statutul. Printr-o cămașă știm ce vârstă ai, printr-o cămașă știm din ce zonă vii, printr-o cămașă descoperim, dacă vreți, gustul personal, printr-o cămașă descoperim mai mult decât atâta contextul în care urmează să vă integrați. Pentru că acea cămașă de la nuntă, păstrată peste ani pentru a deveni semnul de recunoaștere al soților când plecau pe cealaltă lume, se păstra. Se păstra, se purta un an, doi după căsătorie, după care devenea piesă de tezaur până la despărțirea prin moarte a familiei respective. O luau pentru a se identifica pe lumea cealaltă că ei sunt soți. Așa s-au cununat în fața lui Dumnezeu, așa se vor regăsi și pe cealaltă lume. Este, dacă vreți, un fel de punte pe care costumul o face, pe care cămașa o așterne între generații, o așterne, dacă vreți, între membrii unei comunități, devenind solidari. Atunci când suntem astfel îmbrăcați, vorbim unii cu alții, chiar dacă nu ne cunoaștem. Recent, acum câteva zile, m-am întors de la Bruxelles, unde comunitatea românească m-a rugat să fac o prezentare pentru exact același eveniment, ziua aniversară a cămășii cu altiță. Și s-a strâns din diaspora fiecare cam cu ce avea pe acasă sau cu ce a putut duce din România. Vreau să vă spun că vorbeau între ei, uitaseră că sunt femei de serviciu, asistenți, medici, profesiile dispăruseră. Erau bucuroși că s-au regăsit, s-au identificat a fi români și ne-am bucurat de fapt împreună de acest sentiment al demnității redobândite printr-o ținută vestimentară. Știm cu toții că a te prezenta înveșmântat în fața celorlalți înseamnă două lucruri. În planul artelor elitiste, devii, se cheamă generator de spectacol. Vrei, nu vrei, atragi toate privirile. Devii, dacă vreți, un centru vizual. În momentul în care ai devenit centru vizual și nu ești, din punct de vedere al calității lucrurilor, al competenței și al compatibilității stilistice unitar, devii exemplu de gafă. De aceea este foarte bine să ne uităm cum ne îmbrăcăm, pentru că înainte de a ne mișca și de a vorbi,
vorbesc hainele de pe noi, iar această cămașă românească, care prin mânecile ei, prin pieptul ei, etalează o broderie de înaltă ținută artistică și valoare estetică, vine să ne povestească și despre credințe și despre lume și despre soare și despre ape. Vorbește de toate, că în geometrismul acelor forme, iată aici avem un exemplu și mai avem un exemplu. Și avem și al treilea exemplu. Avem paliere, dacă vreți, de timp diferențiate, dar avem nevoie de o abstractizare care floarea a devenit pe Anda o stea frumoasă, o stea pentru că femeile erau obișnuite să privească cerul și să transpună pe cămașă motive ca acestea. Transpuneau soarele sub formă de romb, transformau curgerea timpului prin spirală și uite așa ne întâlnim cu o cosmogonie. De aceea ea vorbește și de măestria celor ce le-au realizat aceste piese, dar vorbește despre competență ca și calitate de cunoștință și mai vorbește și de o bogăție spirituală pe care puține popoare o mai au în acest moment, pentru că noi, datorită poate și unor condiții și vicisitudini istorice, am reușit să păstrăm la nivel de comunitate această avere pe care, din fericire, o avem încă sub ochi, o continuăm prin oameni ca dumneavoastră, prin toți cei care sunteți provocați de vreme să vă confecționați cu propria mână asemenea piese sau să apelați la oameni din care știți că fac lucruri de calitate. De aceea și noi am inclus Breaza prin exponenții ei, inclusiv doamna Anda Mănescu, în acest dosar ca probă de adevăr și calitate. De aceea am spus că această localitate continuă o tradiție ancestrală a femeilor lucrătoare, a celor pe care apoi Regina Maria le-a adunat într-un buchet, a celor care au continuat după 48 și 49 să lucreze în cadrul cooperației, iar o doamnă excepțională care se numea Olga Horșia în cadrul UCECOM-ului a promovat aceste piese ca valori inestimabile, deoarece astfel s-a inspirat Christian Dior în celebra lui Ie, care a ajuns pe mapa mond, amintind însă de sorginte, la fel Tom Ford. Sunt mulți creatori de modă care au apelat la acest izvor, acum e, ca să ne exprimăm în termeni obișnuiți, în trend. Este la mare preț să poți să creezi colecții la marile case de modă cu această personalizare identitar-culturală a oamenilor, ca să cumpărăm nu numai pentru moftul de a fi în trend, ci și pentru acel ascuns motiv că îmi corespunde etnie și vibrației mele culturale. Se pot spune foarte multe lucruri despre costum, despre cămașă. Am învățat și eu de-a lungul experienței mele etnografice și de critic de artă foarte multe, dar aștept să ne întrebați ce vreți să mai știți, ce vreți să mai aflați și dacă nu știm noi, îl avem pe domnul Focșeneanu. Și dacă nu știm, dăm soare în țară să aflăm răspunsul de la dumneavoastră. Vă mulțumesc tare frumos! Thank you.
Thank you.
Aveți o da, eu de acolo.